Vreau să aduc actualizarea datelor ce țin de situația epidemiologică în Republica Moldova. După cum am menționat și ieri, am intensificat măsurile de testare, în mod special în cadrul focarelor, acțiuni care vor fi realizate în continuare și este o tactică care este determinată de acel plan de răspuns în contextul prevenirii și controlului infecției COVID-19. Deci au fost prelucrate 792 de probe, ca rezultat avem 148 de cazuri pozitive de infecție COVID-19. Avem un singur caz de import din Federația Rusă, în rest este vorba de 147 de cazuri cu statut de transmitere locală, după cum urmează. Chișinău, 35 de cazuri, Orhei, 15, Căușeni, 13, Glodeni, 9, Streșeni, Vulcănești, 8, Ștefan Vodă, regiunea din stânga Nistrului, 7, Florești, Taraclia, 6, Bălți, 5, Iedineț, Hânceșt, Soroca, 4 cazuri, Criuleni, Telenești, 3 cazuri, Cahul, Fălești, Râșcani, 2 cazuri, Anenii Noi, Ceadărlunga, Drochea și Sângerei, câte un caz.